Bună ziua, dragile mele, bine v-am găsit la Valentina Vlog. Astăzi avem o temă mai deosebită, vom găti nielu. A fost trimis din Cimișlie, de la Stână, iaca de la bărbatul Nastea, care mă filmează. Nastea, dacă n-a știut, e și ca cum a trăit Galea, da? Care mă ne tare. Nanavale, dar asta e oaie. Apoi oaie, eu nu știu, oaie, niel, nu știu. Stai, mă uit dacă are țâmbrulic. Poate înainte de a pușe de la lucru, trebuie să ne încălzăm. Așa, deci ne-am încălzit. Cuțetul Valera nu l-a scuțit. Dacă vreți să întrebați unde Valera, nu m-a întrebat, m-a întrebat după pâine și de-am 3 ceasuri în urmă. Și am vedeți că el e mare, n-are țâmbruliu, ca v-am arătat. Asta e coada, nu curca Nastea, nu curca țâmbruliu cu Estiana. Asta la tău așa e țâmbruliu, dar asta e așa e coada. Asta arăt amuș anatomie. Anatomie, nielul e ca fix ca și om, aproape. Numai că nu faci și be. Ia uite, astea se numesc vrunotrinostii. De atâta că sunt înăuntru. Vezi? Ia ca asta maiora. Vezi? Mal-i tas dusă. Așa, este e rinichii. Ia, vezi rinichii? Vezi? Ești cască așa gura, vezi? Așa, mi-a spus vănoșnii disc. Așa, mă dă schinării. L-am tăiat în două. Am avut smișenie? Smișenie tu am ușa să ai dacă-s greși mult. Așa. Au și plumii. Deodată, ieduist au fost îndrăgostit. Că inima frânt în două. De vreo oaie, cred. Da. Usturoi, stătă rozmarinul, stătă sână între înăuntru, așa. Cum zice ăsta de la smac, propitața. Palcichi obliși. Deci, dragile mele, următoarea leașcă de niel, noi pregătim așa, am pregătit wasabi, wasabile ăsta, Valera se ocupă la noi cu livrează de astea sușă și mai fură câteodată wasabi de acolo. Lămâi, așa, și o leacă de ulei. Ce masaj la niel, așa, cec, 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 parcă e pastă de din, știi? Hop, 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 hop. E ca așa. O leacă, pute wasabile ăsta, da. O blete îmi dă ochi. Un fel de Philadelphia de asta. Deci, dragile mele, acestea au fost rețetele Valentinei pentru sărbătoarea de Paș, anume pregătitul mâncării, adică cărnii, din miel. Mie și ne-a rămas să spăl tazul, să vă urez un Paște fericit, aveți grijă de voi, stați acasă și mâncați foarte gustos, folosiți rețetele doamnei Valentina și sărbători fericite!